Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom discuta despre reciproca teoremei lui Pitagora. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să-și reamenajeze grădina din fața casei. Această grădină are forma unui patrulater, măsoară dimensiunile terenului și constată că laturile opuse au lungimea de 8 metri, respectiv celelalte două laturi opuse au lungimea de 6 metri. Andrei își pune întrebarea, patrulaterul meu este un dreptunghi sau un paralelogram? Cum pot oare să verific? Caută pe internet și află despre triunghiul egiptean. Vechii constructori egipteni foloseau pentru construcția unghiului drept o funie cu 12 noduri echidistante, legate sub formă de inel și fixată cu 3 țăruși și obțineau un triunghi cu dimensiunile laturilor unui triunghi dreptunghic, respectiv de 3, 4 și 5 segmente. Utilizau astfel reciproca teoremei lui Pitagora. Să ne aducem aminte teorema lui Pitagora. Într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. Deci avem triunghiul ABC, dreptunghic în A, și în acest caz AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat. Ce ne zice reciproca teoremei lui Pitagora? Dacă într-un triunghi suma pătratelor lungimilor a două laturi este egală cu pătratul lungimii celei de-a treia laturi, atunci triunghiul este dreptunghic. Deci, avem triunghiul ABC, avem AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat, în acest caz rezultă faptul că unghiul A este de 90 de grade. Care este unghiul drept în acest triunghi ABC? Unghiul drept este unghiul opus celei mai mari laturi a triunghiului. Deci în cazul nostru BC este cea mai lungă latură, opusă laturii BC este unghiul A, care va avea 90 de grade. Să vedem și problema lui Andrei. Deci avem triunghiul ABD cu AB de 8 metri, AD-ul de 6 metri, BD-ul de 10 metri. Ne încadrăm în acest triunghi ABD și calculăm AB pătrat plus AD pătrat egal cu, înlocuim, 8 la pătrat plus 6 la pătrat este egal cu 64 plus 36 este egal cu 100. Iar cea mai lungă dintre laturi, BD pătrat, este egal cu 10 la pătrat, adică egal tot cu 100. În acest caz, conform reciprocei teoremei lui Pitagora, vom avea faptul că măsura unghiului BAD va fi egal cu 90 de grade. Deci, în cazul nostru, avem patrulaterul ABCD, avem AB și DC sunt egale între ele cu 8 metri, avem AD și BC egale cu 6 metri, deci, deocamdată, patrulaterul nostru este un paralelogram, dar având unghiul drept de 90 de grade, înseamnă că figura noastră devine, de fapt, un dreptunghi. Deci ABCD este un dreptunghi. Să vedem ce sunt numerele pitagoreice. Numerele naturale nenule, A, B și C, care îndeplinesc relația A la puterea a doua plus B la puterea a doua egal cu C la puterea a doua,
adică verifică relația din teorema lui Pitagora, se numesc numere pitagoreice. Exemplu de numere pitagoreice pot fi următoarele. 3, 4 și 5, pentru că 3 la puterea a doua plus 4 la puterea a doua ne dă egal cu 5 la puterea a doua, adică 9 plus 16 egal cu 25. Un alt exemplu de numere pitagoreice, 5, 12 și 13. Din ce cauză? Pentru că 5 la puterea a doua plus 12 la puterea a doua este egal cu 13 la puterea a doua, ceea ce este echivalent cu 5 la a doua 25, 12 la a doua 144, egal cu 13 la puterea a doua 169, ceea ce este o propoziție adevărată. Nu numai aceste numere sunt. Sunt o multitudine de alte numere. Iar ce observăm? Dacă avem tripletul 3, 4, 5 și acesta îl înmulțim cu 2, de exemplu, obținem 6, 8, 10. 3 ori 2, 6, 4 ori 2, 8, 5 ori 2, 10. Și aceste numere verifică relația lui Pitagora. 6 la pătrat e 36, plus 8 la pătrat este 64, este egal cu 100, adică care este 10 la pătrat. Dacă aceste numere 3, 4, 5 le mulțim cu 3, obținem 9, 12, 15, care de asemenea verifică relația din teorema lui Pitagora. Iată și un tabel cu aceste numere pitagoreice, în care 3, 4, 5, tripletul ne apare, de asemenea 5, 12, 13, care sunt numere prime între ele, avem și 7, 24, 25, de asemenea și alte numere, da, 8, 15, 17, iarăși numere prime între ele, precum și multiplii acestora. Andrei își pune întrebarea, oare puteam să verific și în alt mod dacă terenul meu este sub formă dreptunghiulară sau de paralelogram? Vă propun să vă gândiți la proprietățile paralelogramului și proprietățile dreptunghiului legate de diagonale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea problemelor.